Autoritățile locale piteștene au reacționat prompt după ce strada Zanfirești din municipiu a fost distrusă în urma ploilor abundente din ultima perioadă. Locatarii erau nemulțumiți că municipalitatea nu a luat măsuri încă din weekend, dar viceprimarul Cornel Ionica a promis că totul va fi remediat în cel mai scurt timp. De altfel, încă de marți dimineață, o echipă de muncitori se află la fața locului și consolidează strada. Vă găsesc pe teren. Da, a apărut o problemă de sâmbătă, în sensul că s-a prăbușit, ca să spun așa, s-a erodat partea carosabilă de pe strada Zanfirești, în urma ploilor necontenit, care au căzut necontenit timp de o săptămână. Versanții sunt abrupti, strada are o configurație specială, în sensul că taie panta pe la jumătate și odată cu ploile acestea s-a antrenat și suportul părții carosabile. Spuneți-mi ce faceți acum efectiv. A venit urgent, de sâmbătă s-a întâmplat lucrul acesta, ne-am organizat și luni la prima oră am fost aici cu toate utilajele, cu specialiști, cu proiectanți, pentru a implementa o soluție durabilă și o soluție care să dea siguranță locuitorilor, care să asigure siguranța locuitorilor din această zonă. Și în acest sens am introdus două coloane de fie 1000 cu lungimea de 10 metri, una peste alta, ca să dublăm capacitatea de preluare acestui pâriaș și să nu existe niciun caz pericol de inundare a proprietăților, pe de o parte, iar pe de altă parte să consolidăm versantul cu balast și cu pilon de sprijin. În perioada următoare, în cursul zilei de astăzi, zicem că vom finaliza lucrarea în linii mari, în sensul că mașinile vor putea să treacă pe pat de balast și vom continua cu compactarea în zilele următoare, fără ca traficul să fie afectat. La momentul acesta este închis, iar nu foarte târziu și în funcție de cum asigurăm gradul de compactare, vom pune și covorul asfaltic. Între timp și unii locatari din zona au fost motivați să-și curețe canalele din fața gospodăriilor, canale ce erau pline de mizerii. S-a mai întâmplat așa ceva? S-a mai întâmplat mai jos acolo, unde e podul principal, vine la distrație aia, acolo, dar a băgat tuburi din alea semirotundă de beton și nu mai... Dar spune-mi, a ta ești gospodar? Păi, sunt la pensie, ce să mai gospodar. Dar gospodar? Da, da. Păi da, da, hai da, cum? Da? Da? Și atunci de ce râul e plin de gunoi și de peturi? Păi de... aruncă toți, după, vine de acolo așa și noaptea le aruncă pe... Uite, dacă pe... dăm noi 2 metri mai în spate, da. E plin de peturi. Păi dar nu e în dreptul meu. Păi și dacă nu e în dreptul meu, nu poți să spui eu am, am dreptul meu acolo. Da. De ce nu vrei să întreții și mata curățenie? Uite, mai vine mult când vine apa mare, cum a fost acum, dar venit apa, vine de sus, ca asta vine tocmai după la Bobana, nu știu pe unde vine pârâul ăsta, și aruncă toată lumea pe sus, pe acolo, pe valea, aruncă gunoaie, aruncă bidoane, mai cade pom de aia jos, mai vine și cu răgălii din alea. Strada e prevăzută, asfaltată, dar nu e. Deci noi suntem locatarii aici. Crescut, născut. Păi tocmai de-aia v-am spus, că dumneavoastră fiind locatarul aici ar fi trebuit să menținem și un pic curățenie. Păi menținem curățenia, că de-aia plătim și gunoi. Ploile din ultima săptămână au făcut prăpăți și în alte zone ale județului. Și la Băbana un pod a fost inundat, dar situația s-a remediat.